Hai, salut și bine am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Dacă vă place episodul de Brawl Stars, nu uitați să dați un like și să vă abonați cei care sunteți noi. În acest episod o să vreau să vorbim despre update. În primul rând, s-a băgat acea cap pe Clash Royale să puteți, gen, să selectați aici după power, după raritate și alte chestii. Și mâine o să vină un episod pentru că mi-a picat și Piper. Mai multe detalii o să vedeți în episodul de mâine. Al doilea lucru este aici butonașul acesta, gen ca să nu vă invite nimeni dacă filmați sau dacă n-aveți cum să jucați Fast Player. Butonașul acesta, dacă l-a activat când intrați pe Brawl Stars, nu se vă pute invita nimeni până când nu ieșiți de pe joc. Când ați ieșit de pe joc și reintrați, după trebuie iarăși să activați, pentru că gen se anulează practic butonașul. Al doilea lucru este brawlerul pe care vezi și în thumbnail. Este un fel de execuționer din Clash Royale, adică dă cu un pickaxe, când vine pickaxe-ul înapoi poate da din nou. Până nu a venit pickaxe-ul înapoi, nu o să poată da din nou. Superul lui este gen, face ca o tornadă și dă cu pickaxe așa în jur, e ca și o valchirie de pe Clash of Clans sau Clash Royale. Și dă damage celor din jur, se învârte foarte, foarte repede. Că un lucru care s-a dat nou, e bine, îs unele mape de showdown. După cum vedeți, este această mapă, aceasta, aceasta și chiar aceasta, adică 4 mape noi adăugate. Pe asta n-are o să o comentez pentru că o aveți deja practic să vă jucați pe ea și mă gândesc că deja știți mapa. La mapa aceasta, sincer, e mai ok să jucați cu brawler care poate să sară apa. De ce? Pentru că după cum vedeți, doar pe mijloc puteți trece gen din partea de jos a mapei sus. Dacă stă un bull fix acolo în mijloc unde vă scheții aveți, fix acolo în mijloc unde puteți trece, e bine, vă luați cam grav. Următoarea mapă este aceasta. Asta nu, am zis că nu o comentez. Aceasta. Bine, asta e destul de ciudat, sincer. Sunt mulți boschete și cred că și aici mereu un bull sau un shelly sau ceva care dă damage mult de el primo. Deci chiar curios să văd cum o să fie. E un fel de Island Invasion, numai atâta că nu are chiar în halul de boschet, e destul de mare mapa. Următoarea mapă este aceasta. Aici văd că nu sunt așa foarte mulți boscheți, dar și aici, gen, e separată practic de apa aia harta aproape în două, adică uitați, este o intrare, două, trei, patru, cinci, șapte intrări unde puteți trece dintr-o map, dintr-o parte a mapei în cealaltă. Îs chiar curios să văd și mapa asta cum o să fie. S-a mai adăugat aici un mod nou de joc, mă gândesc că am să mai jucat, cu roboții ăștia, gen care adună cele mai multe piulițe, construiește botul cel mai puternic și un timp în care se spawnează, cred că un minut, și care are cele mai multe piulițe, se spawnează botul gen la ei. Ok, și ca să nu fie episodul foarte scurt, o să dăm aici un match cu... Hai să dăm un match cu... Hai cu Tara. Dăm aici solo. Hai să vedem primul match. Cred că o să dau sincer doar un match, că e destul de ok deja episodul. Sau depinde cât de repede murim. Hai să vedem. Ok, să dăm aici în mijloc. Ce de obicei sunt mai multe cu fere. Uitați că vă deja văd unul. Ma să nu vină din mai pe mine. Uitați aici două. Ah, e Tara deja. Ăsta nu Tara, Nita acolo. Deci nu-l pot lua. Ma să nu dea gin după mine. Hai, 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 încă un hit, încă un hit. Ok, am luat boxul. M-aș duce pe ei. Mă duc pe Dynamite. Dacă nu mi-au bătat. Ah, nu, nu, mai bine nu mă duc, mai bine nu mă duc. Mai bine joc mai safe. Hai să vedem pe aici, poate mai găsim. Ah, Tara. Ok, nu, nu. Care 3 power. Hai să mergem în partea asta, mapei, poate găsim aici ceva, cu for ceva. Hai să vedem. Verificăm boscheții. Ca să nu fie cineva. Ok, nu-i nimeni. Acolo. Nici acolo, aici nu cred că e nimeni. Ok, mai este o brawler, 7. Hai că m-am dus fix în el, 91 HP. Noroc, dacă mai aveam un power-up, îl dupeam. Ok, hai, totuși să mai dăm un mes, nu fie episod foarte scurt. Minus 1, n-are nimic. Hai să mergem la play again și să vedem ce o să facem în al doilea match. Hai să vedem. Sper să ne spawneze tot în mijloc, să iau mai multe cutii din mijloc. Ah, fix afară mă spawn. Aici sunt două cutii, fix acolo mă duc să iau două cutii. Dintr-o dată. Bine, văd că primul ia mai mult damage, am luat. Hai că dacă mă duc mai înăuntru, văd că ia mai mult damage. Hai încă un hit. Hai să dau un brawler și mă duc și la ăsta de jos dacă nu-l luat încă nimeni. Nu, nu-l luat nimeni aici, ai. Nu l-a luat nimeni, perfect. Și mai e unul, mai e două. Bun. Hai că ne facem 5 power, dacă e ceva. Hai încă un hit să vedem. 4 power și mai luăm și cutia asta. Sincer, cred că las să ia gazul cutia. Sau hai, mai bine nu, că poate vine careva fix pe mine.
Hai, bun, l-am luat. Așteptăm un pic să ne regenerăm. Hai că dacă e ceva, nu s-a auzit niciun tren. Hai să vedem. Ridicăm aici partea din mijloc. Să nu fie cineva. Leon, Spike. Fac pe Leon. Chiar dacă nu-i prea ok, pentru că are power destul de mare și destul de OP. Aici e un Spike. Da. Hai că m-a luat. Nebun la cap. Cec să fug, să nu mă omoare, mai sunt 4. Hai, facem timp cu el, de ce nu? Numai să nu le mare țeapă, că am mai pățit. Uitați, Leon aici, Leon aici. Leon aici. Ce faci? Se facă invizibil, da, sunt put invizibil. Uitați că l-a prins. Bun, la cu 2. Hai că ne lăsăm bătuți, de ce nu? Adică a fost băiat de treabă și l-a dat în noi. Ok, băieți, cam atât a fost episodul. Ne vedem data viitoare. Pa!